Bună! Discută mesajul de față despre cum vă alegeți culorile pentru newsletter de la MailChimp și cum să alegeți niște imagini pentru ea. Pentru culori, vă recomand site-ul acesta, Color Lover. Sunt și altele pe teme similare, sunt sigur că puteți găsi ceva mai bun, dar asta este site-ul pe care vi-l recomand eu. Intrați pe colorlovers.com, o să fie linkul în descrierea clipului, și vă duceți la Browse Palettes. Și aici o să vă arate palete de culori pe care le-au făcut alți utilizatori și puteți să alegeți pe mai multe criterii, de exemplu cele mai apreciate. Și vă uitați și vă alegeți o temă de culori care v-ar plăcea și vouă să folosiți. Citiți comentarii și pur și simplu ok, vă alegeți una din paletele de culori. Și aveți aici codul HTML al culorilor respective pe care îl puteți folosi în MailChimp. Puteți să precizați exact codul acesta pentru a customiza o campanie. Când faceți asta, dacă vreți să porniți de la zero și să faceți o temă nouă sau să customizați o temă deja existentă, vă asigurați în felul acesta că aveți niște culori care se văd destul de bine. Apoi, cum găsiți fotografii pentru un newsletter? O soluție ar putea fi să vă faceți voi înși vă fotografiile. O alta s-a apelat la cineva care a făcut foarte multe fotografii și să vi le împrumute și vouă. Dacă niciuna din cele două variante nu vă este accesibilă, puteți merge fie pe a cumpăra niște culori, niște fotografii, fie pe a căuta fotografii care nu au costuri. Pentru a cumpăra fotografii, căutați la Google By Photos și veți găsi fotografii de cumpărat. Pentru fotografii gratuite, vă sfătuiesc să căutați la Google exact așa cum am căutat aici, Royalty Free Photos, o să fie linkul în descriere. Și să vă uitați peste linkurile pe care le obțineți. O să găsiți mai multe site-uri care oferă fotografii fără a avea niciun cost. Eu personal folosesc Flickr destul de mult. De exemplu, dacă eu mă duc la Flickr, pot să caut imagini cu păsări și să am opțiunea să caut doar în imagini pe care le pot folosi în schimbul unui link. Și atunci dau search. Iar în rezultatele căutării, aleg mai degrabă decât relevante, care într-adevăr sunt toate cu păsări, o să aleg interesting și o să obțin și niște fotografii care n-au nicio legătură cu subiectul respectiv, de exemplu aceasta nu are, dar o să obțin în principal fotografii care arată mai bine decât restul. Deci, în general, dacă caut cu interesting întâi, obțin și niște poze care nu au legătură cu burtă, obțin și niște poze care sunt mai frumoase. Și de obicei, tot ce am de făcut în schimbul a folosi fotografia aceasta, va fi să dau link către ea și eventual către licența spre care este folosită. Deci trebuie să dai un link dacă fac click pe poză. Acum, ca să downloadez, dau click dreapta pe ea. De obicei merge. Mă rog. Au schimbat pe aici. Download. Deci pot descărca la dimensiuni poze și trebuie să dau link către poză și uneori către licență, depinzând de licența respectivă. Cam asta este. Deci pentru culori eu recomand site-ul Color Lovers pentru care o să fie link, iar pentru fotografii una din variantele să căutați la Google cu căutare avansată și cu bifa de a căuta doar în imaginile care nu au copyright, nu, care au copyright, dar pot fi folosite pe alte site-uri, sau pentru a folosi royalty free photos care efectiv nu au copyright, dar din experiența mea fotografiile există și aici aur, doar că trebuie să căutați mult după el, adică căutarea de genul ăsta o să vă aducă mult minereu în care trebuie să săpați. Cam asta, succes!